informația, da, că o pot numi așa, făcută publică de Ministrul Sănătății, cum că s-au modificat cifrele COVID în România. Ce are de gând să facă Partidul Social Democrat în acest caz? Nu știu, vă gândiți la o audiere a dânsului, să-l chemați în Parlament, poate să da, ne chiar spună exact ce s-a întâmplat, că nu putem lăsa așa, cum ați spus categoric. Și dumneavoastră, oamenii au stat în case în perioada aia, s-au confruntat cu situații dificile. Nu le putem ascunde adevărul, nu? Păi nu, deci s-au închis școli, s-au închis piețele. Doamna Angheluș, ține, aduceți-vă aminte, vă rog, ce nebunie a fost cu închiderea piețelor. Atunci am reușit să facem un amendament pe ultima 100 de metri, să redeschidem piețele, care dintr-un motiv absolut aberant și de neînțeles pentru oameni, dar pentru noi cei din PSD, noi am înțeles foarte bine de ce fac lucrul ăsta, ci era acea decizie care a scandalizat lumea întreagă. Închizi piețele, dar lași deschise supermarketurile. Înțeleg, adică, că a fost o decizie venită de la domnul Arafat. Nu știu dacă domnul Arafat sau nedomnul Arafat, important era că această decizie a fost asumată de primul ministru și încerca să ne explice că e una bună. Și s-a dus, i-a pus pe administratorii piețelor să dezmembreze geamurile. Și o nebunie. Adică nu puteai în piață, dar puteai în hipermarketul de vis-a-vis, având în vedere că acolo era un spațiu închis și aglomerarea era mult mai mare și așa mai departe. Deci, aberant. Deci s-au închis piețe, s-au închis școli, da? S-au închis afaceri, au fost ruinate afaceri, familii, au murit oameni. N-a contat pentru ei. Avea un obiectiv, să facă alegeri. Și pentru asta a trebuit să mai studiască aceste cifre ca să dea bine, să nu sperie lumea. Da? Bun. M-ați întrebat ce vom face. PSD, păi facem următorul caz. Lucru. A și anunțat președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, că vom solicita o comisie de anchetă a Parlamentului ca să clarificăm aici situația. Nu, lucrurile nu pot fi lăsate așa. De asemenea, am hotărât și consultându-mă cu persoane din conducerea partidului, am hotărât să redepun la Parlament împreună cu colegii mei proiectul de lege care în mandatul trecut n-a mai intrat pe circuitul legislativ, întrucât în ultimele două luni, dacă vă aduceți aminte, Senatul României a fost blocat de lipsa de activitate, mă rog, faptul că colegii de la PNL și USR nu făceau quorum. Și atunci n-a mai intrat pe circuitul legislativ. E vorba de acel proiect de lege care sancționează pe miniștrii parlamentari care nu se prezintă la comisiile parlamentare. Proiectul de lege atunci l-am depus ca urmare a exemplului negativ, practic unic în 30 de ani de democrație, când un ministru al României, timp de un an de zile, n-a catadixit niciodată să dea curs invitației de a veni în fața comisiilor parlamentare. E vorba de ministrul finanțelor de la vremea aia, Florin Câțu, care a invitat fiind de 7 ori, doamna Angheluș, în fața comisiilor reunite ale Parlamentului, care atunci i-au cerut să explice pentru ce împrumută banii, la ce dobânzi, adică toate acele lucruri care erau de maxim interes pentru oameni. Bineînțeles că nici astăzi n-am primit răspuns. E bine, atunci am inițiat acel proiect de lege prin care am spus că refuzul repetat și nejustificat al unui ministru de a se prezenta în fața comisiilor parlamentare să fie sancționat conform legii răspunderii ministeriale. Știți că astăzi există în România legea răspunderii ministeriale care stabilește niște sancțiuni. Între cele mai dure sunt cele cu privire la amenda penală și chiar închisoare de la 6 luni la 3 ani pentru, spuneam, refuzul repetat de a da explicații în legătură cu activitatea ministerială. Acum nu este reglementat? Este reglementată răspunderea ministerială. Dar nu sunt niște sancțiuni clare? Sancțiunile sunt astea, dar cu privire la transmiterea, la netransmiterea de documente și informații. Deci ori, nu la prezență ori fizică. Noi avem prezența în Parlament, pentru că tu documente poți să trimiți, cum a trimis domnul Câțu la comisie în mandatul trecut, a trimis documente de pe vremea ministrului Teodorovici. Când am solicitat să retrimită palea care trebuiau, pe care le solicitase, n-a trimis nimic. Adică nu ne putem juca așa încoată. Le place, nu le place unora, doamna Angheluș, guvernul
dă socoteală în fața Parlamentului. Asta e Constituția în țara asta. Ori să-și imagineze miniștrii, guvernanții, că ei fac acolo ce vor, fără să dea socoteală în fața Parlamentului, e un lucru profund greșit. Ori nu facem acum decât să acționăm conform Constituției României.